Hei, salutare oameni frumoși, bine ați venit la un nou vlog pe canalul meu de YouTube. Băi, oameni frumoși, astăzi este 1 iunie, este ziua copilului și înainte să încep acest super vlog, vreau să vorbesc din timpul vostru câteva minuțele. Este foarte important pentru mine și este foarte important pentru toți urmăritorii. În primul și în primul rând vreau să urez tuturor copiilor din lume sănătate maximă, bucurie, fericire, la copiii voștri, să le dea Dumnezeu tot binele din lume, toată fericirea, toată bucuria și putere de muncă. Și la mulți ani și nouă, că cât de maturi suntem noi, tot copilul părinților noștri suntem. Așa că astăzi, de 1 iunie, la mulți ani tuturor copiilor, sănătate maximă, bucurie, fericire, să crească mari, să fie voinici, să ducă o viață frumoasă și să aibă o familie frumoasă și fericită până la adânci bătrânețe. Și tot astăzi, de 1 iunie, vreau să fac un anunț foarte, foarte, foarte important, cel puțin pentru mine. M-am uitat la o asociație pe internet, mame și copii defavorizați. Bă, oameni frumoși! Anul trecut știți foarte bine că am dat 50% din prima lună, jumate din prima lună, am donat-o către oamenii nevoia și către oamenii bătrâni. Acum, pe 1 iunie, deci luna, iunie, iulie, august și septembrie, 4 luni de zile, timp de 4 luni de zile, din profitul meu de pe YouTube, 20% din profit va pleca către Asociația Mame și Copii Defavorizați. Nu știu, asta am simțit eu astăzi, asta o să o fac, deci 20% din monetizarea canalului YouTube pe următorii 4 luni de zile va pleca către Asociația asta pentru Mame și Copii Defavorizați. Îmi sună telefonul acum. Și m-am gândit, am văzut foarte mulți copii, foarte multe mame care chiar suferă, care chiar sunt singuri, care nu duc o viață chiar atât de strălucită. Iar puținul meu de acolo, eu zic că contează foarte, foarte mult. Asociația asta se numește mame.ro, o puteți vedea pe Google, puteți să căutați asociația, au sediu în București și în Iași. Și, nu știu, eu m-am gândit totuși să ajutăm persoanele din Iași, din partea Moldovei. Am discutat ieri la telefon cu domnii de acolo care se ocupă de această campanie. Este o asociație foarte mare, este non-profit, deci nu este înființată de cineva anume, este înființată de IT-ști, de doctori, de preoți, este o echipă foarte mare. O puteți vedea și voi pe internet. Dar duminică seara vom face un live și vom da mai multe amănunte. Imediat, Pamela. Pe live de duminică seara, nu știu când o să-l fac, că o să fiu la muncă, cred că după ora 9:30 seara. Și acolo o să vă pun link-ul ca să vedeți și dumneavoastră asociația asta. Da, asta e cadoul meu de ziua copiilor. Mie chiar îmi pare rău de mamele care sunt singure, de copii care au rămas singuri pe drumul și care chiar au nevoie de ajutor. Să dăm un exemplu acum. O mamă cu 3-4 copii, de una singură, e greu. Și mai ales în România, care statul nu te ajută cu mare lucru. Nici eu nu ajut cu mare lucru, dar eu zic că contează, puținul meu contează pentru oamenii ăștia. Iar donația va fi în felul următor. Asta vreau să stau și cu voi de vorbă. Eu m-am gândit, ori să-i dăm o dată pe fiecare lună, de exemplu, luna asta dacă eu fac
500 de lei. Din ele 500 de lei, 20% va pleca către asociația asta. Și vom face transfer bancar și îl vom face pe live, transferul bancar. Și asta o voi face tot cu voi. Dar o să discutăm mai multe pe live, o să stăm mai multe vorbă pe live. Dacă sunteți de acord sau dacă nu sunteți de acord cu ideea mea, vă aștept în live și acolo vom face un sondaj, dar eu cred că cu toți suntem de acord să ajutăm mamele și copiii care sunt singuri. Pentru că viitorul, asta m-am gândit și eu, viitorul în România asta sunt copiii și mamele tineri. Hai că mai trebuie ajutați și oamenii nevoiași, dar copiii și mamele care sunt tineri, ăștia sunt viitorul nostru. Ăștia trebuie să meargă înainte pentru doctorat, pentru un profesor, pentru nu știu ce. Și trebuie ajutat și trebuie ieșiți din această situație dificilă, să-i zic. Bă, oameni frumoși, vă las acum să vizionați acest vlog. Bineînțeles, dacă vreți să-l vizionați până la final, eu zic totuși să-l vizionați până la final, că este un vlog foarte frumos. Este mai diferit de vlogurile ce le-am făcut eu până acum. Așa că mergem pe urmele lui Patroana de la Strehaia. Bă, oameni frumoși, am zis că vă arăt ceva nou. Haideți să vă arăt această superbă biserică. Deci nu știu dacă observați ceva anume la această biserică, dar este wow. Și este wow majoritatea, toate bisericile din lumea asta, că este casa Bunului Dumnezeu. Dar haideți să vă arăt o lucrare. Se vede? Deci eu de fiecare dată când am trecut pe aici, eu am zis că acest acoperiș este din alamă. Ia uitați cum este cu solz acoperișul. Eu am zis că este din alamă, dar am vorbit cu părintele și din ce credeți că este, fraților? Nu, aur nu este. Era sigur că cineva o să zică de aur. Nu, este inox. Dar ce inox galben? Inox vopsit. Haideți să trec și pe partea cealaltă, ca să vă arăt absolut toată lucrarea. Deci eu n-am văzut așa lucrare. Ia uitați, hai să dăm un zoom. Se vede, nu? Ia uitați, e superbă. Deci e superbă și unde e pusă și locul. Unde e pusă e wow. Da, am întrebat, domnule, este din alamă, că așa apare acoperișul, din alamă. Dar nu este din alamă. Este inox. Din inox. Eu am zis, domnule, n-am văzut inox galben până acum în viață. N-am văzut în viața mea. Dar uitați că există. Superbă. E superbă. Și acum, haideți să vă mai duc în altă parte, să vă mai arăt ceva interesant. Ceva foarte interesant. Doamne ajută sănătate la toată lumea. Și unde credeți, oameni frumos, că mergem? La castanul lui Tudor Vladimirescu. Deci la castanul lui Tudor Vladimirescu. Ia haideți, mă, oameni buni. Vă țin aici cu mine ca să vedem unde este castanul lui Tudor Vladimirescu și ce anume se află acolo. Nu știu, deci pe cuvânt, pentru prima dată merg. Și na, aș vrea să împărtășesc momentul ăsta cu voi. Mergem împreună la castanul lui Tudor Vladimirescu. Oare ce castan o fi? Nu știu, chiar nu știu, pe bune nu știu. Tot am vrut să vin pe aici la castanul lui Tudor Vladimirescu, dar sincer, n-a venit niciodată. A venit pe aici, am strigat, am dat drumul la portavoce, dar nu am urcat până acolo. Dar uitați acum împreună cu voi, o să urc castanul lui Tudor Vladimirescu. Ia uitați, e indicator acolo. Ok. Ia să vedem care e castanul lui Tudor Vladimirescu. Și la
ce se referă. Deci spun că e un castan mare. Nu? Totuși din lușuri niște castane. Dacă e un castan. Castanul lui Tudor Vladimirescu. Ne spune să luăm pe aici, om? Vai tu, mamă, păi dar ce drum este aici? Ia uite, spune-mi, cine sunt eu. Ha? Haide-mă că mergem. Nu merg eu cu voi? Păi nu? Mergem. Bă, măcar niște castane să iau și eu de aici. Dacă tot urc prin coclearele astea. Păi nu? Mamă, dar e frumos aici. Chiar fain. Vai. Unde e, mă, castanul? Dar nu mă pune să merg 10 km până la castan acum. Ha? Mă, unde e castanul? Să fiu al naibii. Haideți că opresc filmarea și dau drumul la apropiere. Când sunt aproape acolo, că... Na, nu știu cât e până acolo, nu știu unde e. Un domn de aici care este chiar vecin cu castelul lui Tudor Vladimirescu, nu? Da. Locuiți aici, dumneavoastră. De ce? Aș vrea să spuneți și mie, care este tradiția, care, cum e așa renumit castelul, castanul ăsta? Castanul lui Tudor Vladimirescu, să-i spun. Da? De câți ani ai plantat? Peste 200 de ani. Peste 200 de ani. Carte, acolo scrie în... A, scrie în carte, acolo. Da. Și ăsta este castanul? Ăsta al bătrân. Ăsta al bătrân. Da. E uscat. A fost căzut. Da? A venit primărița cu buldo, cu groapă. A fost căzut? Da. Și a venit primărița cu buldo? Din buforul ăla puternic. A căzut, uite, chiar acolo. Da? Și putem intra? Cu buldo, da. A venit cu buldo excavatorul. A făcut groapa trâncă. Și l-am ridicat cu buldo ușor. Am pus un lemn de salcâm bătut în pământ cu 1800. Deci, Tudor Vladimirescu, 200 de ani, castelul lui Tudor Vladimirescu, da. Brnovița, Comuna Balta, da. În 1800. 200 de ani. 200 de ani. Da. Azi, 6 iunie 2021, dăm continuitate istoriei prin implantarea unui nou castan în memoria lui Tudor Vladimirescu. Ăla. Și noul castan este acela de acolo. Ăla chiar eu l-am plantat. Am fost aici și mi-a dat și mie unul și l-am pus acolo, uitați. Da. La prăjina aia mea în Vale. Da. Frunzele. Și renumitul castan. Da. Al lui Tudor Vladimirescu. Uscat. Am făcut. Deci aici l-a plantat el cu mâna lui. Da. Acest castan. El, da. Avea oaste, avea erghele de cai și ținea la vecinii ăștia din deal. Cai. Acolo avea grajd. Da. Și noi am pus ăsta de salcâm. L-am legat cu fier beton sudat. Să-l țină, știți, în caz de că, uite, e putre pe interior. Uh-huh. Că n-are voie să-l taie nimeni. Păi n-are voie să taie nimeni, că e istoric. Monument istoric. E monument istoric. Da. Mai sunt încă doi mai acolo. Tot el puși. Unde mai acolo? Dar ăsta este istoric. Da. Aici. Ai cei doi mai sunt tot așa uscați sau? Nu, verzi. Sunt verzi. Aia au castane și acum. Da? Anul trecut am mâncat castanele. Foarte frumos. Și măsuța de acolo și cu... Le-a adus primărița. A, le-a adus primărița. Și gardul e făcut tot de primărie, e donat de familia asta. Da. Vecinii ăștia mei. Și a făcut garda aceea, primăria. Eu le-am dat curent. Bine, și pentru sudor, pentru toate. Foarte frumos. Eu tot am văzut indicatoare de jos de la Grânovița, da. În care indicatorul unde spunea că azi... Da. Castanul lui Tudor Vladimirescu. Da. Și am zis, mă, haideți totuși să împărtășim momentul ăsta, că filmăm, ca să postăm pe YouTube, ca să vadă și oamenii. Da.
castanul lui Tudor Vladimirescu. Oameni frumoși plantat de mâna lui și a rămas un monument istoric. Ăsta l-a plantat dumneavoastră. Și două luni și jumătate l-am mutat ca să se prindă. Dar s-a prins. S-a prins. Da. A fost subțire de tot. S-a îngroșat acum. Uh-huh. Și cam câți ani durează ca să facă castane să... Mult. Nu știu cât, dar în tot cazul, peste 5 ani. Peste 5 ani. Totuși l-a plantat în memoria... Da, da. Pentru că ăsta era uscat și primărița a făcut la oamenii ăștia, adică așa, nu știu dacă a făcut, cadastru. Pentru terenul. Pentru teren. Am înțeles. Da. Așa, sunt vizitatorul care mai vin să viziteze. Vin de la Timișoara, Brașov, București. Vin să vadă că este... Și mai e și o biserică la Prejna. Tot de el făcută. Biserica la Prejna, tot de... Da, de Tudor Vladimirescu. Da? Biserica lui Tudor, da. Uh-huh. Eu am filmat, dar am filmat aici biserica asta de aici, care este cu acoperișul acela din inox. Asta e făcută de niște patroni de aici din sat, da? De la Reșița și unul Cornu, dacă știți. Îl știu pe domnul Cornu. Georgică Cornu. Georgică Cornu, de la Timișoara. Da, el a pus tabla aia. Eu am crezut că tabla aia este din alamă, dar nu, este din inox. Nu e și e, nu știu, coaptă la cuptor, nu știu cum. Da, da. Da. Dar uitați, aici este un monument frumos și care oamenii poate să viziteze. Da. Și poate să vină oricând. Deci, fraților, un monument istoric. Castanul lui Tudor Vladimirescu, plantat de mâna lui. El a făcut 200 și ceva de ani. Da, se vede acolo că scrie. Irina Oana Zoican, primar, care este primarit. Da, da, da. Bine, tata, atunci ce să zic? Vă mulțumim frumos că ne-ați dat niște detalii și încurajăm oamenii ca să mai vină să viziteze totul care le place. Și aici este o zonă foarte frumoasă. O să mai filmez de acolo de sus. Au stat și aici la masă, au băut un suc sau... S-au pozat? Da, s-au pozat, au pozat asta, s-au pozat la carte aici, la ăla, la Păstălantul al nou. Al nou? Da. Da, acum o să închei și eu și o să fac și eu o poză lângă el. Că nu știu dacă o să mai urc până aici. Da. Bine, eu vă mulțumesc frumos pentru detalii. Eu nu știu să fac. Îl fac eu singur. Da. Nu-i problemă. Nu-i problemă. Oameni frumoși, haideți să mergem totuși, să mergem la mănăstirea care a făcut-o Tudor Vladimirescu. Care a ridicat-o Tudor Vladimirescu. Până acolo, haideți să mai filmăm și un pic pe aici. Oricum e vremea urâtă, mă, uitați și voi. Deci, pur și simplu, sunt printre nori eu acum. Dar o plouat și acum începe să iasă soarele, dar a fost vreme urâtă. Foarte urâtă. Nu se vede așa fain. Trebuie să vadă frumos. Na, și cu anul timpul ăsta n-avem ce face. Dar totuși, priveliștea asta de aici, e wow. Deci nu știu cum o vedeți voi, dar eu o văd wow. Deci așa cu munții ăștia și cu... ceața printre ei e super. Haideți că vă las 10 secunde să savurați momentul ăsta așa, în liniște. Haideți, bă, oameni frumos, că s-a mai îndreptat vremea și ajungem la biserica lui Tudor Vladimirescu. Bă, nici eu n-am fost niciodată, dar o să merg cu voi acum în exclusivitate. Este o biserică foarte mică, ia uitați, poate vă e dor de ulițele din România, din Sătuce. Bă, dar unde e? Că eu nu văd, ci că e o biserică foarte mică. Ah, ia uite aici, în dreapta. Dar e închis. Ia, hai să oprim, să ne dăm jos. Ia uitați cum arată casele de la țară. Haideți să mergem împreună. Merg eu cu voi.
Da, am ajuns la biserica faimoasă a lui Tudor Vladimirescu. Văd că e lacătul pe poartă. Eu spun că nu se mai face slujbă, nu se mai face nimic aici. Da, e închis. Vedeți? Lacătul pe poartă. Noroc că putem să dăm zoom cu telefonul. Dacă nu avea telefon performant, nu am dat zoom. E închis, a? Oricum frumoasă, dar e renumită. Dar totuși nu știu de ce nu e deschisă. E foarte renumită biserica. E mică și e pusă așa undeva pe aici, din nu-ți dai seama că există biserică aici. Nu știu, aș vrea să văd ce scrie pe table acolo. Ia să încercăm să dăm un zoom. Dar nu vedem ce scrie. Oricum, după cum se vede și iarba mare, nu prea îngrijită. Nu cred că mai e cineva cea care să aibă grijă. Da, v-am adus și la renumita biserică lui Tudor Vladimirescu. Nu știu, eu totuși, dacă este istoric, de ce nu e deschis? Și nimeni nu are grijă pe aici? Ia uite, hai să vă arăt cum e pe aici, pe la țară. Cocoș și cântă. Mămică, biserica nu e deschisă? Biserica nu mai e deschisă? O încuiat-o? De ce? Da. Sănătate, numai bine. Da, bă, frățiu, am încuiat biserica. Hai să mergem la treabă. Totuși, v-am dus și la biserica lui Tudor Vladimirescu. Da, bă, oameni frumoși, am pierdut urmele lui patronat de la Stăihaia și am urmat urmele Tudor Vladimirescu. N-am găsit-o pe patroana și am zis, bă, dacă totuși urmele lui patroana nu le-am găsit, bă, hai să urmez urmele lui Tudor Vladimirescu. Ați văzut și voi monumente istorice care sunt închise, care nu sunt vizitate, care nu sunt promovate. Oricum, e o zonă foarte frumoasă. Deci, din toate punctele de vedere, chiar aveți ce vedea acolo. Așa că, oameni frumoși, dacă v-a plăcut acest vlog, nu uitați să vă apăsați butonul de like. Apăsați cu putere. Cum vreți voi, rupeți-l în două. Eu, oricum, vă mulțumesc din tot sufletul meu că ați vizionat acest vlog. Vă doresc sănătate maximă, putere de muncă, fericire și tot binele din lume. Vă pup pe toți la grămadă. Nu vă mai operez. La grămadă. Sănătate maximă. Vă pup, oameni frumoși.